După aproape jumătate de ani de replici acide și promisiuni, politicienii au ajuns la un acord în privința majorării pensiilor. Creșterea este mai mică decât rata inflației de 12,5% și se va aplica de la 1 ianuarie. În funcție de venituri, vârstnicii vor primi și ajutoare financiare ca să-și plătească facturile la energie și să-și cumpere alimente. Bani în plus vor primi și veteranii și văduvele de război, iar alocațiile de stat pentru copii vor fi indexate cu rata inflației. De la începutul anului, punctul de pensie va crește cu 12,5% pentru toți pensionarii din România. Noua valoare a punctului de pensie va fi de 1784 de lei. La fel cum s-a întâmplat și în acest an, autoritățile vor acorda și în 2023 cardurile sociale pentru alimente de strictă necesitate în valoare de 250 de lei. Vaucerele vor fi alimentate cu banii la fiecare două luni și vor fi date persoanelor cu pensii mai mici de 1700 de lei. În plus, în funcție de cuantumul pensiilor, autoritățile vor acorda diferențiat de două ori pe an și un sprijin financiar, 500 de lei la începutul anului și alți 500 în toamnă pentru pensionarii cu pensii sub 1500 de lei. 400 de lei pentru pensionarii cu pensie între 1501 lei și 2000 de lei, sumă acordată tot de două ori pe an și, respectiv, de două ori câte 300 de lei pentru pensionarii cu venituri între 2001 și 3000 de lei. Banii se vor acorda în ianuarie și septembrie. Pe lângă aceste sume, autoritățile au anunțat și ajutoare pentru plata factorilor la energie. Toți pensionarii trecuți de 60 de ani și cu pensii mai mici de 2000 de lei vor primi un alt sprijin de 1400 de lei. Această sumă va fi împărțită în două tranșe de câte 700 de lei pentru a acoperi cheltuielile din această iarnă și lunile reci din sezonul următor. Practic, potrivit calculelor, cele mai multe ajutoare le vor primi pensionarii cu venituri mici. Să luăm exemplul unui cetățean cu o pensie de 1000 de lei. De la 1 ianuarie, pensia va crește la 1125 de lei. Pe lângă această majorare, va primi un ajutor de 700 de lei pe care îl poate folosi ca să-și plătească facturile la electricitate și încă un plus de 500 de lei, bani cash. Aceste ajutoare vor fi date de două ori pe an, în ianuarie și septembrie. În plus, pensionarul va putea să-și cumpere la fiecare două luni și alimente de strictă necesitate cu ajutorul cardului social în valoare de 250 de lei. La final tragem linie și vedem un plus de aproape 1500 de lei în ianuarie când primește toate tipurile de sprijin. Ajutoarele scad însă pentru pensionarii cu venituri mai mari. De exemplu, pensionarii care au pensii până în 2000 de lei vor primi aceeași majorare a punctului de pensie de 12,5%, iar în cazul lor pensia va crește cu cel mult 250 de lei. Tot ei ar urma să primească ajutoarele sociale de 700 și 400 de lei, bani acordați de două ori pe an pentru plata facturilor. În schimb, pentru această categorie nu se mai acordă voucherele sociale de 250 de lei. Cât despre cei cu pensii de peste 3000 de lei, li se aplică doar creșterea punctului de pensie, adică 375 de lei lunar. Și alocațiile de stat pentru copii vor fi actualizate cu rata inflației. Persoanele cu handicap ar urma să primească A13 a 13-a indemnizație. Iar veniturile pentru veterani și văduvele de război vor fi actualizate cu rata inflației începând din 2018, ceea ce înseamnă, spun guvernanții, o creștere de 30%. 26 de miliarde de lei din bugetul de anul viitor al țării vor fi alocați astfel pentru majorarea pensiilor și acordarea ajutoarelor.